Încă 103 locuri noi de parcare cu abonament vor fi disponibile în drobeta Turnu Severin. Începând din data de 11 octombrie, severinenii își pot depune documentațiile pentru ocuparea unui loc de parcare, având la dispoziție 2 săptămâni. Începând cu data de 11 octombrie, cetățenii pot formula către Direcția de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin sau online o cerere pentru participarea la procedura de atribuire a locurilor de parcare pe domeniul public în zona blocurilor XF20A, XF21B și XF21, orientativ pentru strada Cogălnicianu, respectiv Alea Mărgăritarului, numărul 2, bloc XF22 și numărul 9, bloc XF19. De asemenea, se pot depune cereri și pentru parcarea numărul 133 în zona Chiselef, la blocul KA4 și pe strada Alion numărul 66, bloc KA3. Începând de luni, din data de 11 a 10, se depun pentru 2 parcări noi, parcările 132, care este orientativ pe Cogălnicianul la XF20, XF21 și pe Mărgăritarul la XF20, și 2, cât și la parcarea 133, care este prinsă în 22 de locuri, este în zona blocurilor KA4 pe Chiselef, cât și KA3 de pe strada Lion. Timp de 2 săptămâni se depun dosarele pentru această parcare, după care urmează evaluarea și licitația va fi undeva în data de 10 a 11 la o parcare, adică aproape o lună de zile va dura toată procedura cu depunere, evaluare și programarea cu licitația efectivă. În această perioadă se vor licita efectiv doar locurile unde sunt mai mult de o persoană, adică 2-3 persoane pe același loc, iar cele care vor fi omul și locul vor fi atribuite telefonic pentru a nu exista probleme legate de pandemia de COVID. Cererile se pot găsi pe site-ul primăriei, la secțiunea tipizate, la sediul Direcției de Patrimoniu sau la biroul comunicare din cadrul primăriei. Orice cetățean cu reședința în limita a 50 de metri față de parcare are dreptul de a depune dosar pentru a participa la procedura de atribuire.